numele meu e comedian, sunt Victor Efimiu și aș vrea să spun banc, bancuri, banc, glume. Sunt, pot să te învăț și pe tine. Înainte eu nu puteam să spun glume și tot timpul trebuia să să vorbesc curat, să vorbesc cu cu pula, cu pizda. Dar acum nu mai, pentru că am învățat să spun glume și nu e nevoie să înjurăm de fiecare dată când spunem bancuri, glume. Astăzi am să spun un banc cu unul care îl sună pe altul la telefon și zice: ce faci, băi? Zice: ce faci la parchet? Nu. Nu, zice: ce faci? Ce faci? La care ăla zice: păi am probleme cu parchetul. Zice ăsta: ce? La parchetul de pe lângă curtea, de pe lângă alta justiție de casat, cas, de ca... Nu, nu, zice ăla. E vorba de parchetul pe care l-am pe dușul mea, zice. A, nu e parchetul de pe lângă casație. Nu casație, zice el, parchetul de pe dușul mea. Și zice: păi ce problemă ai? Păi zice: păi s-a umflat. Și zice: ce s-a umflat? S-a umflat parchetul de pe lângă curtea de pe lângă justiție? Zice: nu aia s-a umflat. S-a umflat parchetul de pe lângă înalta curte de... Nu. De pe dușul, podea, parchetul de lemn. Ia, eu credeam că zici de parchetul de pe lângă, de prin curtea de casați. Nu, nu, zice ăla. Nu, că a fost o confuzie. Eu mă refeream la parchetul din casa mea. Zice ăla: a, da, că eu credeam că... Nu, zice, parchetul de pe lângă în alta curte, nu ăla din... A, ăla din casa mea. Că eu ăla crezuse că... Și în fine, așa puteți să spuneți și voi bancuri fără probleme, adică înainte nu mă mai încurc. Și nici nu mai, și contează atitudinea până la urmă, că dacă înainte vreme dacă mi se întâmpla să am emoții, acum nu mai am deloc, și nici nu mă mai simt, că nu mă simțeam și rău înainte, dar acum iar dacă ne... Deci, numai să vă gândiți la poantă, că ați înțeles că era glumă, că era, de fapt, ăla credea că e casație, ăla credea că e justiție. Parchetul.